Românii care au credite ipotecare vor plăti din nou rate mai mari. Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează dobânda ipotecară, a ajuns astăzi la valoarea de 3% pe an, de la 2,98% pe an. Asta înseamnă că un român care are un credit imobiliar de 50.000 de euro contractat pe 30 de ani, plătea anul trecut o rată de aproximativ 900 de lei. Acum, același român plătește pentru același credit o rată de circa 1100 de lei. Și românii care au credite de consum vor plăti rate mai mari, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei, a ajuns la valoarea de 2,89%, de la 2,87%. O valoare mai mare a indicelui ROBOR la 3 luni, 2,92% pe an, a mai fost înregistrată în urmă cu 3 ani și jumătate, în 13 octombrie 2014. Conform datelor Băncii Naționale a României, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la valoarea de 2,05%. În perioada similară a anului trecut, indicatorul ROBOR era la valoarea de 0,86% pe an. De la Banca Națională a României vin astăzi vești proaste și pentru moneda națională. Leul continuă să se deprecieze în raport cu alte valute. Astfel, un euro are astăzi valoarea de 4,65 lei. Un dolar este cotat la 3,95 lei, iar un franc elvețian costă 4,02 lei.